Dacă noi am observat, Republica Moldova de fiecare dată când este la un fel de răscruce, atunci când trebuie să ia decizii foarte importante, lumea se adună și ia această decizie. Iată, noi astăzi suntem în momentul în care suntem la această răscruce. Mergem într-o lume normală, într-o lume dezvoltată, într-o lume în care vrem să trăim, sau rămânem după cortina de fier și rămânem capturați în aceste, cum să zic eu, promisiuni veșnice că licoarea uh, vine, vine de la, de la răsărit. Uh, și iată, acesta este un moment în care noi, ca societate, trebuie să, să decidem, să spunem că uite, asta este decizia noastră și să o comunicăm celor unde noi vrem să mergem. Unde noi vrem să construim, cum zicem, Europa, ca și acasă. Absolut, clar motivul pentru care se organizează adunarea. Acum, în momentul în care uh, cetățenii vor și pot să participe la această adunare, asta vor face. Asta nu va fi o adunare, cum să zic eu, finanțată, organizată de uh, cineva anume. Da, guvernul uh, va avea grijă acolo să fie o scenă. Da, guvernul va avea uh, grijă să încurajeze toți cetățenii să vină la această uh, adunare. Dar guvernul nu va organiza transport, uh -huh. uh, guvernul nu va plăti pentru participare la această uh, adunare. Uh, ceea ce este... Dacă uh, nu important. va obliga oamenii să vină de la cu serviciu... Atât, cu atât da. mai mult. Nu da, autoritățile cumva. locale... Deci autoritățile locale iarăși. Dacă va exista, vor exista inițiative locale să se organizeze oamenii să vină la Chișinău, asta, asta vor, vor face și ne bucurat pentru că asta este expresia autentică a voinței cetățeanului uhum. să vină să uh, susțină și să participe la această decizie.